Că dacă te uitai atent la ochii lui, vedeai niște ochi extraordinari. Aveau un fel de strălucire, un fel de pătrundere. Dacă ar fi fost să le rezumi, numai ochi era. Avea momente că avea impresia că e în levitație. El juca cu sufletul, cu inima. E greu să vorbești despre Ștefan Iordache. Un excelent actor, un foarte bun prieten și un excelent partener. Mi s-a părut că e un frate, că e un vechi prieten. N-am făcut din aura asta lui o carte de vizită care să mă îndepărteze. Am ales drumul scurt, ex abrupto, și am gustat din această bucurie de a-l găsi primitor. Jongla cu timpul, era foarte interesant. Iordache reușea să îl deschidă, să-l desfacă efectiv, și asta se întâmpla. Și mai târziu în repetițiile în teatru. Când ai în preajmă o personalitate ca domnului Iordache, după un timp, ți se pare că nu ți s-a întâmplat ție, că e o amintire altcuiva. Ștefan Iordache a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică clasa lui Dinu Negreanu în 1963 cu rolul titular în spectacolul Ascensiunea lui Arturo Ui nu poate fi oprită de Bertolt Brecht. În același an a debutat în cinematografie în filmul Străinul în regia lui Mihai Iacob. A fost începutul impresionantei sale cariere artistice, construită cu jertfă și dăruire de sine mai bine de 4 decenii. Din clipa în care am început să înțeleg ceva din viață, nu am mai avut somn, mărturisea Ștefan Iordache, cel care considera că meseria sa este sfântă, că teatrul e viață, iar viața actorului se consumă ca a unui sportiv de performanță. Hamlet, Richard al III-lea, Titus Andronicus sunt rolurile care i-au marcat și definit cariera. A jucat în spectacole semnate de regizori precum Dinu Cernescu, George Rafael, Mircea Daneliuc, Cătălina Buzoianu, Gelu Colceag, Cornel Todea, Silviu Purcărete, Alexandru Tocilescu. Pe nume nici eu nu știu, spune cine sunt. Întotdeauna ne rămâne ceva. Un adevăr care este numai al nostru. 2-3 amintiri. El era un timid, un om foarte timid. Și fiind timid, era normal interiorizat. Și probabil că i-a trebuit foarte mult ca să se adapteze atmosferei de la institut. L-am văzut în examenul lui de terminare a institutului. Juca rolul principal în Arturo Ui. Și mi se spusese că să merg să văd un student foarte bun. Când l-am văzut pe scenă, atât de tare m-a copleșit, încât... vine să plâng și acum. La ropotul de aplauze care a fost la sfârșit, eu n-am putut să mă ridic în picioare, am picat pe scaun și am plâns în hohot, nu mai puteam. A fost extraordinar. De cred. Of course. Because. Gentleman. E tot un gentleman. El își păstrează în toate prin ereditate un English style de demnitate. Un gentleman, rămân un gentleman, chiar dacă are din două pahare un plus de antren. Horia Lovinescu, care era directorul Teatrului Notarial, îl văzuse, îl plăcuse foarte mult. Ei, zganale, ia poftim încoace!
Știu că s-a lucrat foarte mult la Hamlet și de el e Ștefan a fost un perfecționist. Până când nu era el mulțumit de ce ieșa pe scenă, nu accepta să intre în spectacol. Acolo s-a văzut plastica extraordinară a corpului lui Ștefan. Hamletul lui Iordache era cu totul special prin normalitatea lui. I-am cerut lucrul ăsta, dar și el avea în el acest lucru și l-a făcut deosebit. Un om obișnuit. Episcopul și Richmond mă tulbură mai tare decât Buckingham și oastea lui este însură. Haideți! În Richard punea atât de mult suflet în rolul ăsta și în ce făcea pe scenă. Era un spectacol în care el nu ieșea de pe scenă. De 4 ore, el era în permanență pe scenă. În culise era medic cu aparat de respirație pentru că nu mai putea să respire la un moment dat. Atât de mult intra în rol și atât de mult se despărțea de lumea normală. Eu sunt aparcat. Mi-a plăcut foarte tare ca personalitate. Era un om puternic, fără să spună vorbe multe. Nu se împrăștia în vorbe. Îți impunea, fără să-ți impună. Un lucru care m-a marcat foarte mult în relația mea cu el. Ștefan a fost unul dintre actorii cei mai conștiincioși pe care i-am cunoscut. Înainte de spectacol, cu 3-4 ore venea la teatru. Intra în cabină și intra încetul, citea încă o dată, își citea rolul și după aceea stătea și se concentra, nu avea voie nimeni să-l deranjeze în intervalul ăsta de timp. Iar când intra pe scenă, era cu totul alt om. Era acolo, avea o zi specială, de la el am învățat lucrul ăsta. Ziua cu spectacolul e o zi specială. El venea, era primul. Deci venea, cred că înaintea cabinierelor, odată cabinierele. Probabil avea un ritual, îl găseam îmbrăcat în costum, machiat. Avea faima că este o persoană inabordabilă, mai ales înainte de începerea spectacolului. Știu că venea și cumva încerca să intre în atmosfera asta a teatrului, după aceea a piesei, a personajului. Bani, te rog! Eu și Serafima n-am mâncat nimic de-aseară. Bă, de Serafima! Dar ce-ți pasă? Hai, scoate banii că mi-e foame. S-a întâmplat o catastrofă, Lucinca. Te promet. Unde sunt săbiuțele? M-am gândit să le vând. Da? Am pus săbiuțele în lădiță, am scos lădița un minut în bazar și le dau fura. Da. Omul cu barba neagră, nu-i așa? Ce legătură are omul cu barba neagră? Știam că o să joc alături de Ștefan Iordache. Ce mi-aduc aminte de Ștefan, că era copleșit de propunerile mele, era o marionetă în mâinile mele ale personajului Zoe. Așa cum poate și Caragiale și-a dorit să facă cu această femeie. E mare lucru sau rar lucru să spui că ai în scenă un partener pe care te bazezi. Așa au fost toți aici în spectacolul ăsta și Ștefan a fost primul. Ai jurat
mâna dumitale, că poi mâine, când ai fi proclamat, vei da scrisoarea aceluia care te va face să fie ales. Ei, eu te aleg. Eu și cu bărbatul meu. Mie să-mi dai scrisoare. De când april, eu tânăr cu amenzi. De secetă, eu tot îți dau în ploi. Și iarna îți voi topi cu lacrimi neaua. Și în primăvară... Titus Andronicus este un rol foarte greu, dovadă că s-a jucat foarte puțin în toată lumea acest spectacol, pentru că nu se încumetă multă lume să-l pună în scenă. Am fost să văd spectacolul Barrymore, nu ne mai văzusem de ani de zile. Și după spectacol m-am dus să-l felicit și să stăm de vorbă. Și la un moment dat a spus, n-ai vrea să joci un spectacol împreună cu mine? Zic, cum să te refuz? Îmi face chiar multă plăcere. Mi-aduc aminte de timpul trecut, de la Teatru Mic. Am avut foarte multe repetiții de la masă, cum se spune, la text. Când am trecut pe scenă, știam textul, adică nu am venit cu textul meu. De fapt, era suflorul stătea... Era puțin în concediu la Arlechin, pentru că nici eu, nici el n-a jucat niciodată cu... N-am jucat cu suflor. Noi în fiecare zi repetam înainte de fiecare spectacol, chiar dacă îl jucam două zile la rând sau trei, ceea ce nu prea se întâmpla, dar două zile s-a întâmplat. Asta nu înseamnă că nu repetam și a doua zi înainte de spectacol. Stăteam în cabină, repetam tot textul, făceam o mică pauză, mergeam, ne îmbrăcam, ne costumam, mergeam în scenă, controlam recuzita, la 7 se bătea gongul, la 9:05 ne înclinam la aplauze. El și-a dorit acest spectacol foarte mult, Ecaterina cea Mare. A venit cu textul, am înțeles, către domnul Todeal, găsise Bernard Shaw. Un text deosebit, fiind spectacolul ieșise foarte bine, se vindea înainte să se afișeze, să programeze. Adică le era dor tuturor, le era dor de Ștefan Iordache, să-l vadă pe scenă. El era un genul de actor serios, aplicat. Nu se pierdea în glume pe coridoare. A învățat primul textul dintre noi. Și îți impunea. Nu puteai să zic că ai văzut că a venit cu textul învățat, tu ce făceai când nu puteai să stai cu el în mână? Imediat am venit și noi cu textul învățat. Viața împărțită în zi și noapte și nopțile. Nopțile ți alunecă printre degete. Rămâi cu un răsărit și un apus. Hei! Îmi aduc aminte de Ștefan înainte ca să-l cunosc. Când l-am văzut în filmul Străinul. Peste ani de zile am înțeles că bărbatul acela frumos, cu chip inteligent, zvelt, să zic așa, care cu farmecul lui făcea să-l pline la Teatru Mic. L-am văzut în film foarte mult. Eu m-am îndrăgostit de omul ăsta când am văzut Străinul, deși era făcut în 60 și ceva, 4-5. Iar eu am văzut filmul prin anii 80. Și mi s-a părut cel mai frumos actor și cel mai talentat actor al nostru.
A fost protagonist în peste 40 de filme semnate de cineaști ca Mircea Daneliuc, Lucian Pintilie, Dan Pița, Mircea Drăgan, Sergiu Nicolaescu, Alexa Visarion, Șerban Marinescu. A fost răsplătit cu numeroase premii. La Carlo Vivari pentru Străinul, Acin pentru ediție specială Glissando și Noiembrie ultimul bal și premiul Uniter pentru cel mai bun actor din spectacolul Barrymore. A fost distins cu premiul Academiei Române pentru întreaga activitate și a primit premiul de excelență în cinematografia românească în cadrul festivalului TIFF. Grijă pentru detaliu. Era asemenea unui pictor, știu, unui pictor renascentist, să zicem așa. Colora foarte frumos, făcea întâi schița și după aia începea să adauge culoare. Studia orice rol citind despre epoca personajului, despre plastica, tablourile, muzica. El făcea o întreagă muncă de cunoaștere a întregului univers a noului rol pe care avea de făcut. Mâinile lui erau extraordinare. Mâinile lui vorbeau, plus ochii. Ochii erau atât de expresivi și pătrunzători că te făceau să nu mai vezi altceva de jur împrejurul lui. Pentru mine a fost, cu fiecare piesă în care a jucat, a fost o descoperire, o revelație, de fapt. Pentru că eu îl știam și noi crescând împreună îl știam cu totul altfel și îl descopeream cu fiecare rol, descopeream un alt om, un alt personaj, o altă latură a talentului lui. Era foarte pretențios cu oamenii din jurul lui. Nu accepta orice partener, nu accepta orice regizor, pentru că el tot ce dădea, dădea perfect. Odată ce era într-o distribuție, era colegul tău, deși părea ireal pentru noi, și se purta ca un coleg, dar nu-ți permiteai. Noi vorbeam în șoaptă pe coridor. Mie îți impunea respect prin tăcerea lui, prin puțina vorbă, vorbea foarte puțin. Cel puțin așa l-am foarte puțin vorbea. Veneai la repetiție, învățai textul ca pe apă și te uitai la el. Era minunat să lucrezi. Nu era un tip egoist. Colabora extraordinar. În timpul repetițiilor chiar se amuza când era cazul. Asta te încuraja, nu te încorseta, nu era crispat și nici pe tine te obliga să fii încordat. Era foarte atent la fiecare detaliu pe care le surprindea la cel din față, la nuanțe. Tu trebuia să fii, în primul rând, foarte atent și primeai de la el cheia personajului în care puteai să mergi. Exista o căldură din partea lui, o generozitate. Era în mintea mea și nu numai mea actorul perfect din toate punctele de vedere. Pe el probabil costa, dar el făcea așa, venea așa. Taram, pam, ca o muzică frumoasă. Probabil asta era în spate o combustie foarte puternică. Felul în care Ștefan a ars pentru meseria asta, cred că este absolut unic. Este un traseu fericit. Un actor pe care l-a iubit publicul și l-a iubit Dumnezeu și care ne-a dăruit pe parcursul vieții lui stele de frumusețe și de creație actoricească pe care putem să le aprindem oricând. Ștefan, în mintea mea, este
un actor care a evoluat, care a urcat, care în continuu a urcat treptele celebrității și a calității printr-un fel de autoeducație pe care și-a făcut-o. Era alt om în funcție de rolul pe care îl juca, adică era, nu era liniar. Adică erau atâtea personaje în el, atâția oameni au trecut prin trupul lui, încât stăteam și mă gândeam cum de-i suportă totuși, că sunt prea mulți. Și fiecare om, fiecare personaj cu povestea lui și tu, unul singur, să-l treci prin tine, prin sufletul tău, prin inima ta. Acest loc foarte clar pe care l-a avut pe scenă și în cinematografie. Când vedeai un spectacol în care era Ștefan Iordache, știai clar că te duci la ceva minunat, apărea un film în care juca la fel? Tot timpul, privindu-l în diferite roluri, și în teatru, și în film, și în televiziune, aceste schimbări continui se datorează, cred că, la două lucruri importante. Această autoeducație a lui Ștefan și datorită talentului, și al doilea, că în viața lui a apărut o persoană deosebită, Mihaela Toniță. Felul în care juca era un stil personal, asta e clar, foarte cinematografic. Era punct ochit, punct lovit. Glumeam. Aveam mult umor, chiar dacă părea un tip dur. Când vedeam un film cu el, deci plecam fără cuvinte. Era așa, era un dicteu permanent pe care ți-l punea pe micul ecran. Pur și simplu tăceai. Te smereai, tăceai. Gustul ăsta bun mi-a rămas din experiența asta pe care am avut ocazia să o trăiesc alături de Ștefan Iordache. Un gust bun. Sigur că da, această profesie trebuie făcută cu sfințenie și cu mult respect celor cărora te adresezi. În fiecare seară ai al public, îi datorezi același lucru pe care l-ai făcut începând din prima seară de la premieră. El nu era totuși om de film, deși și-a făcut treaba foarte bine, dar el a iubit scândura cel mai tare, scena. Eu am să veghez. În seara asta am să veghez. N-am să uit niciodată ultima imagine. Era în mașină cu doamna Mihaela Tonița. Cred că picura ceva. Nu mai țin minte exact, dar știu că mi-a făcut așa. Ca frate, îmi lipsește foarte tare. Foarte tare, pentru că el era un reper pentru mine. Nu mai un reper. Era un fel de stâlp al vieții mele. Unde mă refugiam de câte ori eram la ananghie, știți? În ziua când a fost înmormântarea, s-au apropiat doi țărani de Coșciuc. Și unul a spus ce... A murit și domnul Ștefan. Și celălalt a spus, nu fi prost. Tu nu vezi câți regizori sunt aici? Câți actori sunt aici? Joacă un rol, mă, ca să se ducă sus mai ușor. Eram la Londra, în septembrie, pe 14, a sunat telefonul, era Bogdan Vodă și îmi spunea că Nașu a murit.
știam că e bolnav. Am ridicat ochii și în colțul străzii scria San Stefan. Eram pe 14 septembrie, de ziua Crucii, pe strada Sfântul Ștefan. L-am iubit. Mi-aduc aminte cu dor de el și numai de el, de foarte mulți mari actori care au dispărut. Păcat. Dumnezeu să o odihnească. O întreagă distribuție de la Teatrul Național ne-am adunat la casa de la Gruiu. Ne-am dus toți la cimitir și la un moment dat băiețelul Tanii Popa îl întreabă pe băiatul meu. Asta e o discuție pe care ei nu știau că noi o auzim. Cine doarme aici? Și băiatul meu i-a răspuns, fără să-l fi învățat cineva, aici doarme cel mai iubit dintre pământeni.